Mai întâi de toate, permiteți-mi să îmi exprim bucuria și mulțumirea pe care o am înaintea lui Dumnezeu ca în această dimineață să fim împreună în acest loc. Mulțumesc lui Dumnezeu, consider un mare har și o binecuvântare să putem să fim la închinare în Biserica Betel din zona Detroit. Doresc din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt împreună cu soția mea, Dana. Suntem pentru prima dată aici, în sanctuar. Am mai fost odată, mai mulți ani în urmă, la o logodnă, în sala de mese. Și am mai fost odată în Biserica Betel, când erați într-o sală așa lungă, undeva, la o slujbă de evangelizare. Nu mai rețin exact unde. Și împreună cu soția, împreună cu familia Sfârcioc, Daniel și Dana, care au venit de la dumneavoastră, pierderea dumneavoastră a fost câștigul nostru, ei fiind oameni deosebiți, care îl iubesc pe Dumnezeu. Fratele Daniel slujește în conducerea Bisericii Happy Valley, este un om iubit și respectat și apreciat de noi și un om cu inimă mare pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru slujire, oriunde este nevoie. Împreună cu această familie vă aducem salutări sfinte din partea Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona, din partea conducerii bisericii, și rugăciunile noastre se înalță către Dumnezeu împreună cu ale dumneavoastră, pentru ca în continuare Dumnezeu să binecuvinteze poporul român-american. Ne bucurăm pentru ceea ce Dumnezeu prin dumneavoastră a realizat aici. Ar trebui să vă felicităm și vă felicităm. Dar mai întâi de toate și mai presus de felicitările noastre pentru dumneavoastră sunt mulțumirile care se îndreaptă către Dumnezeu, pentru că dacă am făcut ceva, am făcut prin El și pentru El și de la El. Pentru ascultarea dumneavoastră vă felicităm, pentru că ați ascultat de Dumnezeu și ați căutat să faceți ce Dumnezeu v-a vorbit și v-a pus pe inimă. Domnul să vă răsplătească. Pentru efort, pentru jertfă, pentru sacrificii, slăvit să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Și nici acelea nu sunt de la noi, că și acele calități tot de la Domnul le primim, și dacă suntem ceva și avem ceva, suntem prin El și avem de la El. Slăvit să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu împreună cu frații slujitori din această parte a Americii, din orașul, din metropola Detroit, cu fratele Fazecaș, cu fratele Simi Timbuk. M-am uitat la Biblia pe care o am. Eu am multe Biblii, normal că le am, că tot am primit cadouri de la toată lumea și de la tot și cu toate ocaziile, și aș zice că am prea multe Biblii, uneori mă simt vinovat, ar mai trebui să dau în stânga și în dreapta, că sunt prea multe. M-am uitat în Biblia cu care am venit și Biblia din aprilie 9, 2006, de la Phoenix, Arizona, pe care fratele Gabriel Fazecaș de la Detroit o a adus când am inaugurat noi casa de rugăciune, noua casă de rugăciune în Phoenix, Arizona. Incidental, am această Biblie, că n-am luat-o intenționat, nu m-am uitat să văd ce scrie pe ea. Am luat prima care a căzut la îndemână și am pus-o în bagaje. Ne bucurăm să ne întâlnim cu oamenii lui Dumnezeu. Mă bucur pentru fratele Nicu Buliga și mulțumesc pentru invitație, pentru invitația conducerii bisericii și dorința dumnealor ca să fim împreună cu dumneavoastră. Domnul să vă dea sănătate, Domnul să vă dea prosperitate, Domnul să vă folosească, Domnul să vă întărească, Domnul să vă dea tot ce aveți nevoie ca să puteți să slujiți Domnului și să faceți voia Lui. Amin. Doresc să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj, un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu despre Rusalii. Este ziua în care sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt.
Pentru prima dată s-a deschis cerul în felul acesta și a fost revărsat Duhul lui Dumnezeu peste cei 120 care stăteau în rugăciune înaintea Domnului și așteptau. Și n-au așteptat doar câteva ore, ci au așteptat 10 zile și în fiecare zi doreau, se gândeau, anticipau, așteptau să vadă momentul în care cerul se deschide pentru ei. Și iată că în Fapte, capitolul 2, cerul se deschide ca niciodată în istoria omenirii și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se coboară peste ucenicii care se rugau. Ce înseamnă pentru noi? Ce face Dumnezeu de fapt în ziua aceea? Și dau cel puțin 3 răspunsuri în această dimineață, chiar că sunt mult mai multe. Dumnezeu în ziua de Rusalii împuternicește ucenicii pentru mărturia pe care trebuiau să o depună în continuare. Domnul Hristos le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim până când nu vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Nu era timpul să plece, chiar dacă ar fi vrut să plece, deși că se pare că intenția lor era să rămână în Ierusalim și doar prigoana i-a alungat de acolo. Chiar dacă ar fi dorit să plece, Domnul Hristos le-a poruncit să nu plece până când nu vor fi împuterniciți de Dumnezeu la pogorârea Duhului Sfânt. E Fapte, capitolul 1, versetul 8, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Lucrul acesta îl rostește Domnul Iisus în contrast cu puterea pe care ei o căutau și o doreau. Doar câteva versete mai înainte, țineți minte care era preocuparea ucenicilor, ce vroiau ei să știe, ce doreau, ce interese aveau, ce aspirații aveau, ce dorințe aveau, ce vise aveau ucenicii, doar cu câteva versete înainte, Doamne, acum ai de gând să reașezi din nou împărăția lui Israel? Știți ce visau ei? Visau la Israel, în Ierusalim, tronul împărătesc pe care să fie așezat Domnul Iisus Hristos și în stânga 6 și în dreapta 6 așezați ca și prim-ministri, ca și sfătuitori, ca și dregători, ca și mâna dreaptă a Domnului. Asta visau ei, asta doreau ei, influența și puterea politică să conducă Israelul alături și împreună cu Domnul. Asta doreau ei, chiar și după înviere, fraților. În timpul vieții Domnului Hristos împreună cu ucenicii, 3 ani și jumătate, de mai multe ori au fost confruntări între ucenici. Cine să fie mai mare? Cine să ia locul Domnului Hristos când El nu va mai fi? Și iată că și după înviere, tot acolo le era gândul și mintea. Cine o să aibă întietate? Cine o să aibă influență mai mare? Cine o să fie pe un scaun mai înalt? Și Domnul le taie acest elan, pentru că Domnul avea alte planuri cu biserica Lui. Pentru că Domnul trebuia și vroia ca să le dea un alt tip de putere. Nu putere ca să stea la palatul împărătesc, ci putere ca să ducă mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Nu putere ca să conducă lumea politică, ci putere ca să scoată afară demoni, ca să rostească rugăciuni către Dumnezeu și bolnavii să fie vindecați. Putere asupra întunericului, putere asupra păcatului, putere asupra domniilor și domnitorilor care sunt în locurile cerești, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se poată extinde. Asta face Dumnezeu în ziua de Rusalii. În ziua de Rusalii deschide cerul, revarsă Duhul Sfânt peste cei 120 și îi împuternicește ca să meargă mai departe și să ducă vestea bună a Evangheliei
Și iată că această veste, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a ajuns până la noi în secolul 21, la Detroit și în Arizona și în România și în Africa și în Siberia, yes, până la marginile pământului. Orice minte omenească ar fi încercat să analizeze și să ofere șanse de izbândă Evangheliei, ar fi spus că nu se poate. Cei 11 rămași n-aveau influență politică, nu erau oameni însemnați în societate, nu aveau influență, nu aveau poziție, erau oameni simpli, neînsemnați, nebăgați în seamă, fără putere politică, fără putere militară, fără bani, fără influență. Ce șanse aveau 12 oameni simpli să cucerească lumea pentru Dumnezeu? Din punct de vedere omenesc, nicio șansă. Dar de aceea s-a deschis cerul la Rusalei, pentru ca să vină Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să-i împuternicească și Duhul Sfânt să-i folosească și Duhul Sfânt să-i poarte și să-i ducă până la marginile pământului. Yes, dacă este biserică azi, este datorită lucrării și puterii și harului transmis prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă suntem azi în picioare, este datorită Duhului Sfânt și puterii lui Dumnezeu care ne susține. Să nu crezi că ești puternic, să nu crezi că ești înțelept, să nu crezi că ești cineva, pentru că noi suntem nimic fără de El. Dar binecuvântat să fie El și binecuvântată să fie prezența și puterea Duhului Sfânt în adunare. Și Domnul să ne păstreze în felul acesta. Noi depindem de El. În tot ce facem, depindem de El. Și Evanghelia aceasta poate fi cu adevărat propovăduită doar prin puterea și autoritatea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să ia această Evanghelie și să o ducă la fiecare inimă și fiecare minte să fie străpunsă și noită și transformată de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în primul rând, împuternicește ucenicii pentru mântuire, pentru mărturie. În al doilea rând, Dumnezeu confirmă sosirea Fiului în slavă. Dumnezeu confirmă sosirea Fiului în slavă, la destinație. Hristos Domnul a avut o menire, un proiect, o misiune pe care și-a dus-o la îndeplinire, venind în lumea noastră, născându-se prin Fecioara Maria, începând lucrarea mesianică la aproximativ vârsta de 30 de ani, slujind pentru 3 ani și jumătate, suferind pentru păcatele omenirii, acceptând moartea prin cruce, prin răstignire, înviat a treia zi de Dumnezeu după Scripturi, apoi înălțându-se în slavă și fiind așezat la dreapta lui Dumnezeu ca Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Asta a fost menirea, asta a fost chemarea, asta a fost misiunea Domnului. În ziua de Rusalii, ce face Dumnezeu? Dumnezeu declară că Fiul și-a încheiat misiunea și a ajuns la destinație, a ajuns în slavă, El fiind înălțat în slavă. 1 Petru 3,22, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. În biserică sau între oameni putea să existe confuzie. Ce s-a întâmplat cu Domnul? Unii ziceau, l-au furat ucenicii și trupul i-a scus pe undeva. Alții care credeau ziceau, nu, a înviat Domnul. Dar unde e? Unde este? Unde a dispărut? Ce s-a întâmplat cu el? Pentru ca biserica să aibă
o doctrină și o învățătură clară cu privire la locul în care Domnul se găsește, locul în care Domnul a ajuns. Scriptura ne vorbește că El e la dreapta lui Dumnezeu înălțat în slavă. Filipeni 2:9. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui din veșnicie în veșnicie. Numai în momentul în care Domnul a ajuns în slavă la dreapta lui Dumnezeu putea să trimită Duhul Sfânt. El a făcut promisiunea aceasta, El a făcut-o. Cel ce a fost arătat în trup, spunea Pavel 1 Timotei 3:16, a fost dovedit neprionit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit de neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Promisiunea lui a fost: când ajung la Tatăl, am să-L trimit pe Duhul, Duhul adevărului. În ziua de Rusalii, prin trimiterea Duhului Sfânt, prin revărsarea Duhului Sfânt peste biserica primară începătoare, prin această acțiune, prin această minune, prin această lucrare, Dumnezeu declară: Hristos, Domnul, a ajuns în slavă și a ocupat locul lui de cinste lângă Tatăl, înălțat să fie Domnul în inimile noastre și în biserica Lui. Așa că nimeni nu trebuie să fie confuz niciodată cu privire la locul în care Domnul se găsește. Domnul și-a ocupat locul de cinste în slavă. Poate că corabia ta se mișcă și ai impresia uneori că dacă corabia vieții tale se clatină și gata să se scufunde, tot așa e și în cer. În cer e liniște, e pace. În cer și pe pământ domnește Împăratul împăraților. În cer nu-i tulburare, nu-i neliniște. El este tot pe tron, El împărățește. Da, înțeleg problemele și necazurile noastre și ceea ce vedem în lume ne determină uneori să tragem concluzia că Dumnezeu a pierdut controlul. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. El este stăpân și El are întreg universul sub control. Îl binecuvântăm pe El. De aceea ne încredem în El. Și orice ar fi să se întâmple în lumea asta, frați și surori, nu știu ce va aduce ziua de mâine, finalul acestui an, nu știm ce va aduce alegerile, nu știm ce va aduce anul viitor, nu știm ce vor face rușii, în care țară vor intra în anul viitor, nu știm ce vor face chinezii, dacă se iau de Taiwan sau nu, nu știm ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu. Uneori ai impresia că lumea, deși a progresat așa de mult, este pe un butoi de pulbere și abia așteaptă o scânteie ca să explodeze tot. Ai impresia asta uneori și probabil lucruri grave, rele sau bune sau nimic să se întâmple în anii viitori. Dumnezeu le știe pe toate, dar ce este important e că Dumnezeu rămâne stăpân. Și că Hristos Domnul la dreapta lui Dumnezeu ca și mijlocitor. Și El mijlocește pentru noi și noi nu suntem singuri. Și chiar dacă lumea și istoria și împărățiile se clatină, este un Dumnezeu care rămâne veșnic. Indiferent de ce s-a întâmplat în lume, că a fost primul război mondial, că a fost al doilea război mondial, că a fost puterea comunistă care a căutat să sugrume biserica și să nădușe Evanghelia, Hristos Domnul a rămas același, glorie Lui. În primul rând, la Rusalii, Dumnezeu împuternicește ucenicii, apoi Dumnezeu confirmă sosirea Fiului în slavă. Și în al treilea rând, în această dimineață, Dumnezeu își așează reședința în omul de rând. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu își așează reședința în omul de rând, ceea ce nu s-a întâmplat înainte.
Unii pun întrebarea și zic, dar Duhul Sfânt a lucrat și în Vechiul Testament. Yes, a lucrat. Duhul Sfânt n-a început lucrarea la Rusalii, a lucrat și în Vechiul Testament. Duhul Sfânt a fost dat și peste oameni în Vechiul Testament. Yes, toate astea sunt adevărate. Dar ceva unic s-a întâmplat în ziua de Rusalii, când Duhul Sfânt ia reședință în inima omului de rând. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a ales câte un om de aici și de dincolo, din când în când, în istorie, Dumnezeu a ales câte un om unde să se coboare, să lucreze și să plece, să se coboare, să lucreze și să plece. Asta a fost în Vechiul Testament. În Noul Testament lucrurile se schimbă. În ziua de Rusalii, Dumnezeu schimbă istoria. Se coboară Duhul Sfânt peste toți și își așează reședința în toți. Iată ce spune Ioan 14:17, cuvântul Domnului Hristos. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi, lăudat să fie Domnul. Împlinirea profeției, Fapte 2:17-18, în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, referindu-se la toți cei care vor crede, toți cei care se întorc la Dumnezeu. Nu mai selectează Dumnezeu oamenii ca și înainte, ci deschide ușa pentru toți. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii, tineri necăsătoriți, fete necăsătorite, vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii nu vor fi uitați, vor avea vise, da, chiar și peste robi, peste robi, robii mei și roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci, lăudat să fie Domnul. Iată cum Dumnezeu într-o zi schimbă cursul istoriei. Duhul lui Dumnezeu, care lucra în mod sporadic, după o alegere specială și desemnare specială de Dumnezeu, iată că acum Dumnezeu deschide cerul și toarnă peste 120. Și de la 120 s-a ajuns la 1200. Și de la 1200 s-a ajuns la 12.000. Și de la 12.000 la 120.000. Și de la 120.000 la 120 de milioane. Și unele statistici ar spune că sunt peste 600 de milioane de creștini care sunt botezați și umpluți de Duhul Sfânt în zilele noastre în lumea asta. Pentru asta zicem, lăudați să fie Domnul. Asta e veste bună pentru mine. Dacă Domnul trebuia să ia oameni special, după o selecție specială, eu nu mă încadram. Nu știu dacă tu te încadrai. Dacă tu ești dintr-un neam special, dintr-o spiță deosebită, cu inteligență deosebită, cu nume deosebit, cei mai mulți oameni pe care îi cunosc eu nu s-ar fi calificat la o anumită selecție. Dar slăvit să fie Domnul că Dumnezeu s-a îndurat. Și când a deschis cerul, l-a deschis pentru toți cei care cred și se întorc la el cu pocăință. Și n-are importanță cine ai fost înainte. Că unul a fost bețivul satului și a fost batjocorit și disprețuit. Dar a ajuns Evanghelia la el, s-a întors la Dumnezeu, l-a și umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt și a devenit un alt om și predicator în sat. Și lumea se uită la el și zice, măi, dar asta nu-i posibil, cum adică? Nu-i posibil așa ceva. Cum se poate așa ceva? Poate Dumnezeu. Poate Dumnezeu transforma oameni, înnoi oameni și împuternici oameni. Nu trebuie să fii un om deosebit, un om special, trebuie să fii un om pocăit. Trebuie să fii un om care îți recunoști vina, un om care te întorci la Dumnezeu, un om care te predai lui Dumnezeu, un om care ai dorință să slujești lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu că Rusaliile au fost și pentru noi. Nu știu când au fost Rusaliile pentru tine, mai ții minte? Pentru mine Rusaliile au fost în luna februarie, în 1981, că în 1980, în luna decembrie, atunci m-am pocăit. Și în luna februarie a fost o zi de stăruință, undeva pe vale, nord de Baia Mare.
Am auzit și eu de la cineva, că eram interesat, mă, mai o să fie stăruință. Și trebuia să fie stăruință duminică după slujbă. După slujba de seară mergem la stăruință. Și atunci a fost rusaliile, în seara aceea, în noaptea aceea, până dimineața. Am plecat de la rugăciune, era, cred că, ori ultimele, ori primele autobuze care circulau. Nu mai țin minte la ce oră e, dar au fost mult după miezul nopții. Nu era nimeni în autobuz. Noi vorbeam în alte limbi în autobuz. Ne-am intrat înăuntru, nu mai puteam să vorbim altceva, că era mai mulți prieteni care am mers împreună. Era așa puterea și cercetarea și înviorarea și prezența Domnului. Am zis, bine că nu-i nimeni în autobuz. Ne-am strâns tocmai în spatele autobuzului și am continuat rugăciunea. Am sosit acasă și rugăciunea a continuat. Am dormit câteva ore și dimineața am mers la servici. Ai avut și tu o zi în care a fost rusaliile pentru tine? Ai avut o zi a pocăinței când te-ai întors la Dumnezeu și a fost o zi în care Dumnezeu a turnat din Duhul Sfânt și te-a binecuvântat cu umplerea Lui. Dumnezeu a rânduit lucrul acesta în ziua de rusalii, ca să se schimbe lucrurile și biserica Lui, cu toți credincioșii, cu tot poporul, să fie pregătiți pentru lucrarea de evangelizare, de misiune, de mărturie pentru întreaga lume. Numai așa a putut să înainteze biserica. Numai așa a putut să înainteze poporul lui Dumnezeu. Știți foarte bine, cei care sunteți mai în vârstă, că Biserica Pentecostală a fost persecutată, pe alocuri a fost tolerată, a fost mai îngăduită, depinde de zonă, depinde de oraș. Nu s-au dat autorizații, au fost opriți oamenii de la rugăciune. La noi în casă, la noi în sat nu era biserică, dar în casa noastră, fiind o casă mai numeroasă și fiind și mama și tata convertiți, credincioși Domnului, a fost o casă bună pentru rugăciune. În fiecare seară se adunau frații la rugăciune. A fost o perioadă de timp când veneau oameni din alte părți, din alte părți ale lumii, din Europa, din Germania, din America, au venit mai rar, dar au venit și din America. Dar au venit din Germania, din Austria, din Elveția, din Franța, din Anglia. Frați români care au emigrat și apoi s-au întors din toate părțile României. Nu mă duc nicăieri în lumea asta să nu întâlnesc pe cineva care n-a fost la noi acasă în perioada aceea de timp. Dar nu a fost simplu, pentru că au venit amenzi și amenzi și amenzi. Young people, imagine having a prayer meeting in the evening and the police officer walks in the room in someone's house and offers a fine for that prayer meeting. $500, $700, $1,000 fine for praying. You can't imagine that in a free world. But there was not a free world. Cum a reușit biserica? How did the church survive in days like this? Do you know that the church flourished? Do you know that more people were turning to Christ? Mai mulți oameni s-au întors la Dumnezeu, cu toate amenzile, cu toate împotrivirile, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra. Pentru că Evanghelia nu putea fi legată. Chiar dacă se împotrivea, unii cu riscul vieții lor au dus Bibliile peste graniță. N-a ajuns Biblia ușor, pe vremea comunismului nu era voie să ai Biblie. Nu se tipăreau Biblii în țară, toate Bibliile au venit din străinătate. Și au venit pe gratis, cineva a plătit pentru ele, dar au ajuns. Și eu când am avut prima Biblie, ai, ce bucurie, ce sărbătoare am avut în viață, că am avut prima Biblie și am ținut de Biblia aia până am plecat din România, în anul 86. A fost o vreme de har în care Duhul lui Dumnezeu a lucrat împreună cu Cuvântul. We take it for granted right now. We think that it's always going to be like this. We have no idea what's going to happen. The world, this world is not safe. We don't know what tomorrow brings. But what we know for sure is that God reigns. Dumnezeu împărățește și Dumnezeu lucrează. O, aș putea să împărtășesc cu dumneavoastră
lucruri care s-au întâmplat, pe care le-am văzut, pe care le-am auzit. Pentru că una din promisiunile lui Dumnezeu, prin Hristos, prin cuvânt, a fost că oamenii și tinerii vor proroci și că misiunea Duhului Sfânt în Ioan 14:26 și Ioan 16:13 spune așa: El vă va învăța toate lucrurile, vă va aduce aminte, El vă va călăuzi, El vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul lui Dumnezeu e cu biserica, cu oamenii Lui și îi ajută ca să înțeleagă voia lui Dumnezeu și uneori trebuie să le descopere lucruri viitoare. În anii 72, 74, 76 a fost o perioadă de timp și ar trebui să mă uit exact peste notițe, să văd exact în ce an s-a întâmplat, dar s-a întâmplat în perioada aceea de timp că Dumnezeu a vorbit tatălui meu ca să trimită o scrisoare la președintele României despre faptul că ar trebui să lase lumea liberă duminica și să poată merge oamenii la biserică, să nu-i oblige să lucre duminica. Asta a fost unul din motivele. Și ca să dea libertate religioasă, Și s-a pregătit să trimită scrisoarea aceea la Ceaușescu și a mers la directorul fermei unde lucra dumnealui. Și a zis: domnul director, mă cunoaște, știți că sunt credincios penticostal, uitați ce mi-a arătat Dumnezeu și ce scrisoare trebuie să-i trimit la președinte. Și directorul a luat scrisoarea, a citit-o și a zis: Baciu Adam, dacă o trimiți scrisoarea asta, ei vin și te închid și ia tata de la 7 copii mici, îl bagă în închisoare, nu-ți nenoroci familia, nu fă lucrul ăsta. Și tata a mers înapoi în cămăruța lui și a stat înaintea Domnului și a zis: Doamne, ce să fac? Păi dacă ăștia vin și mă prind și mă leagă și mă duc, ce se întâmplă cu familia mea și cu copiii mei? Nu pot să fac lucrul ăsta. Și a intrat oarecare teamă în inima lui, dar Domnul i-a vorbit din nou în același mod. Și a apărut mâna aceea pe perete care a început să scrie din nou mesajul. Și când a încheiat mesajul de scris, au fost cuvintele: scrie-i, scrie-i, scrie-i. Și a luat scrisoarea, a pus-o în poștă, a trimis-o și nu i-a mai zis nimic la domnul director. Dar după câteva zile Dumnezeu îi arată într-o descoperire cum că a sosit scrisoarea lui, cum că președintele României a luat scrisoarea lui în mână și a avut o întrunire, de consiliu cu miniștrii și a avut loc o discuție. Și în cadrul discuției s-a vorbit despre scrisoarea lui. Și în cadrul discuției s-a specificat și s-a luat hotărârea că cele 14 culte care sunt recunoscute de stat trebuie să respecte Constituția României, dar că și drepturile lor vor fi respectate și apărate. Când s-a terminat acest mesaj, doamna care bătea la mașină în această vedenie, descoperire, a întrebat: tovarășul președinte, unde să publicăm lucrurile astea? Și domnul tovarășul președinte a zis: unde? În România Liberă să publicăm. Tata a mers cu această descoperire la domnul director și a zis: domnul director, vreau să spun că eu am trimis scrisoarea până la urmă la președinte. Și vreau să spun că n-a venit să mă ia și nici nu cred că o să vină să mă ia, dar vreau să-ți mai spun ceva. Am văzut că a avut loc o discuție și în România Liberă se va publica faptul că în România sunt 14 culte care sunt recunoscute de stat și că drepturile lor o să fie respectate și o să se mai ia și alte hotărâri. Și domnul director a zis: o să vedem ce se întâmplă. Și n-a trecut o zi sau două, nu vreau să exagerez, dar n-a trecut o zi sau două că a venit domnul director cu ziarul: Baciu Adam, vino aici, trebuie să-ți arăt ceva. Și a deschis ziarul
Și acum ziarul acela l-am văzut și eu, îmi pare rău că nu-l avem, că tata l-a dat la un frate din Germania câțiva ani în urmă, a zis, frate Adam, pot să-l iau cu mine, că vreau să-l am mărturie. Dar ăla l-am văzut și eu, cu ochii mei am fost suficient atunci de vârstă ca să-l văd și să memorez. Era în partea dreaptă cu miziarul împărțit, în partea dreaptă a paginii, undeva pe la mijloc. Acolo se scria exact despre hotărârea care a fost luată de Ceaușescu la Comitetul Central cu miniștrii și specific clar că în România își desfășoară activitatea 14 culte libere recunoscute de stat. Aceste culte au obligația să respecte Constituția, dar și drepturile lor vor fi respectate de către guvern și de către conducerea României. Și domnul director a zis, ba, Ciodam, dar de unde ai știut lucrul ăsta? N-am știut. De unde să știu eu? Mi-a descoperit Dumnezeu. Frați și surori, când Dumnezeu ne deschide ochii printr-o revelație, într-un vis, o vedenie, o descoperire, ceva despre viitor, așteptăm să se întâmple. Și dacă se întâmplă, ce zicem noi? Lăudat să fie Domnul. Când se întâmplă, zicem lăudat să fie Domnul. Tot Domnul este înălțat, tot El este glorificat. De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu ceva? Unele s-au dus la îndeplinire. Vreau să spun în felul următor. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit ceva despre viitor și lucrul acela nu s-a dus la îndeplinire, fii sigur că se va împlini cândva. Dumnezeu, dacă a vorbit, se va duce la îndeplinire. Puneți nădejdea în Dumnezeu. Dacă nu ți-a vorbit Dumnezeu, dacă a vorbit numai omul, că se poate și asta, poate că omul vorbește și poate că vorbește numele Domnului, poate că vorbește din îndrăzneală, poate că are convingerea că e de la Dumnezeu, dar omul a vorbit. Dacă omul a vorbit și nu se împlinește, n-ai pierdut nimic, nu-ți pierde încrederea în Dumnezeu, nu-L condamna pe Dumnezeu pentru greșeala unui om. Eu am auzit de oameni care au avut o prorocie și au căzut de la credință din cauza unei prorocii. Dar nu trebuie să cazi de la credință din cauza unei prorocii, că un proroc poate să facă o greșeală cândva și să vorbească ceva crezând că e de la Dumnezeu, dar nu e de la Dumnezeu lucrarea respectivă. E o greșeală omenească. Noi nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu pentru că un om a greșit. Dar atunci când un om vorbește de la Dumnezeu și lucrarea se împlinește, noi zicem lăudat să fie Domnul. Și asta o face Dumnezeu. Și câți dintre dumneavoastră n-ați avut cuvinte profetice sau descoperiri în vis, în vedenie sau într-un alt mod prin care Dumnezeu v-a vorbit și peste un an, peste o lună, peste o săptămână, peste o zi sau peste 20 de ani s-au dus la îndeplinire și ai zis, mare ești, Doamne, minunat ești, Doamne. În ziua de Rusalei, când s-a pogorât Duhul Sfânt peste biserica Lui, El a dat și această putere și aceste daruri. Tinerii și bătrânii vor proroci, vor avea vedenii. Dumnezeu le va descoperi lucruri viitoare. Pentru toate astea îl lăudăm pe Domnul. Și Domnul să binecuvânteze biserica Lui cu Duhul Său cel Sfânt. Pe lângă toate care le avem, avem formații, avem instrumente, avem lumină, avem sound, avem confort, avem învățători, avem predicatori, avem cântăreți, avem talente, avem oameni deosebiți, ne-o binecuvântat Dumnezeu, sunt daruri de la Dumnezeu. Pe lângă toate acestea, Dumnezeu să nu ne lase lipsiți de Duhul Său cel Sfânt în biserica Lui. Domnul să binecuvânteze biserica Betel. Amin.